În perioada 25-28 aprilie 2018 a avut loc la Timișoara, conform tradiției, cel de-al 5-lea Congres Național de Diabet, Nutriție și Endocrinologie Pediatrică. Informațiile pe care le știm și ce s-a prezentat și a ieșit din literatură în cadrul acestui simpozion al companiei LIVV, și anume tratamentul cu Humalog în diabetul de tip 1 pediatric. Mă rog, este foarte important aceste descoperiri. Am sintetizat aceste informații pe 4 calupuri. Una ar fi pornind de la acel studiu DCCP la care se face referire foarte mult în ultima vreme, care sunt ghidurile curente vis-a-vis de un control glicemic optim, utilizarea sau rezultatele utilizării insulinei Humalog vis-a-vis de insulina de tip uman și, bineînțeles, managementul diabetului de tip 1 la vârsta de 18 ani. De ce am ales această vârstă de 18 ani? O să vedeți. Eu consider că este, de fapt, vârsta la care noi, ca și medici, trebuie să ne formăm profesia de diabetolog pediatru, urmând ca ceea ce ne confruntăm în decursul experienței noastre cu copiii mai mici sau cu adolescenții să reprezintă, de fapt, niște excepții. Deci noi trebuie să începem să ne creăm această bază. Asta a fost rațiunea pentru care am ales această grupă de vârstă. Vis-a-vis de studiul DCCP, știm cu toții că acest studiu a fost efectuat pe o durată de 10 ani în foarte multe centre, este deci un studiu multicentric, care a avut drept scop a aduce în evidență sau scoate în evidență care sunt rezultatele trecerii la terapie insulinică intensivă vis-a-vis de tratamentul convențional. Scopurile acelor brațe care au fost luate în studiu au fost aceleași, adică de a obține înlăturarea simptomelor date de hiper sau de hipoglicemie, de a ajunge cu hemoglobina glicată acolo unde pacientul a fost înainte de a debuta diabetul, deci la o valoare cât mai apropiată de normal. Și, bineînțeles, cu obținerea unor ținte glicemice diferite în funcție de momentele zilei, adică o valoare a glicemiei înainte de masă între 70-120 de miligrame la sută, postprandială să fie sub 180 de miligrame la sută, deci ăsta este scopul, să nu ajungă să depășească pragul de eliminare renală. Și ceea ce este foarte important în cursul nopții, să nu facă hipoglicemie. Repet, este vorba de copiii cu diabet zaharat. Scopul în tratamentul convențional a fost același, dar s-au folosit una sau două injecții cu autocontrol glicemic, s-a inițiat dieta și educația în ceea ce privește exercițiile fizice cu vizite trimestriale.